Directorii de la toate unitățile de învățământ din Petroșani s-au întâlnit marți cu administrația locală pentru a stabili care sunt investițiile necesare. În general, toate unitățile școlare sunt pregătite să-și primească elevii și copiii de grădiniță, iar primarul Tiberiu Iacobriții spune că discuțiile s-au purtat pe seama necesităților, iar decizia comună a fost aceea că noul an începe în Parcul Central Carol Schröter din Petroșani. Am avut o discuție în care am pus la punct ultimele amănunte legate de pregătirea școlilor pentru începerea noului an școlar. Am stabilit de asemenea faptul că vom face deschiderea anului școlar la Petroșani în mod centralizat, deci tot în Parcul Carol Schröter cu toate școlile. Probleme legate de igienizare și de autorizarea școlilor. Paza școlilor va fi un obiectiv principal la Petroșani, iar directorii școlilor au stabilit cum se va face acest lucru. În Petroșani toate școlile au sistem de monitorizare video, însă vom face un protocol cu poliția locală, poliția municipală și jandarmeria, prin care vom încerca să asigurăm niște patrule care vor trece pe la unitățile școlare în fiecare zi. Nici elevii problemă nu au fost uitați și directorii de școli au cerut sprijin autorităților locale pentru a stopa vagabondajul. Cu elevii problemă avem acum în discuție și a venit o propunere din partea conducerii de la Dimitrie Leonida. Vom încerca împreună cu Serviciul de Asistență Socială și cu celelalte organisme pe care le avem să luăm legătura în special cu părinții și să vedem ce putem face în cazul copiilor problemă. În acest moment, toate școlile din Petroșani sunt autorizate din punct de vedere sanitar, însă doar două dintre ele nu au circuite funcționale, motiv pentru care nu au primit avizul specialiștilor. Toate școlile din Petroșani sunt autorizate, cu excepția a două școli, este vorba de sediu vechi de la Igheduca, care nu poate fi autorizat pentru că nu îndeplinim circuitele necesare, având în vedere că avem grădinița în corpul școlii și este o imposibilitate tehnică acolo și de asemenea mai avem o problemă cu grădinița la școala 2. Avem o grupă de copii în școală și la fel nu putem asigura circuitele, însă condițiile sunt foarte bune, dar nu poate fi autorizată clădirea. Una dintre școlile care a solicitat bani pentru acoperiș sau pentru alte dependențe este Colegiul de Informatică Carmen Silva. Aici se pune problema unor investiții mai ample și directorul instituției a solicitat sprijin de la primărie. Problemele care le-am ridicat noi au fost legate de faptul că avem un acoperiș vechi și deteriorat și trebuie să facă reparații neapărat curente în acest moment și apoi să se realizeze un proiect astfel încât să se reabiliteze în totalitate acest acoperiș. Am mai ridicat problema unei magazii care, din păcate, e veche și dărăpânată. E nevoie de ea neapărat ca să putem să depozităm materiale care sunt de depozitat acolo. La școala structură Carmen Silva avem de realizat o alee, avem tot concursul Consiliului pentru realizarea acestei alei. Am mai ridicat problema unei parcări în fața liceului. Acest lucru am înțeles că este în proiect și se va realiza odată cu reabilitarea tuturor drumurilor din zonă. Probleme sunt și la clasa pregătitoare. Pentru prima dată se ia în discuție faptul că școlile nu au fost tocmai pregătite pentru acești copii. Totuși, se merge pe ideea că ei au măcar 6 ani și pot să se adapteze condițiilor din școli. Am discutat problemele legate de clasa pregătitoare. Școlile toate sunt pregătite pentru a primi și a desfășura în bune condiții activitatea pentru clasele pregătitoare. Au fost ceva discuții legate de faptul că copiii de la clasa pregătitoare ar avea nevoie de toalete mai mici și de chiuvete mai jos cumva, însă ei sunt în vârstă de 6 ani. Nu cred că ar fi o mare problemă, însă avem în atenție acest lucru. Noul an va avea startul la 10 septembrie, iar copiii sunt așteptați în Parcul Carol Schröter din Petroșani pentru a începe toți cu dreptul școala.